crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, 800 de euro în deșteptarea în această dimineață. Nu-s puțini, 4 întrebări, 6 secunde timp de răspuns la fiecare întrebare. Daniel e cu noi. Bună dimineața, Daniel! Salut, Dane! Salut! Neata! Daniel e un băiat fericit, locuiește într-un oraș care are centură, autostradă. Da. Nu spune că e din Bacău. E din Bacău, ba da, e foarte frumos acolo. Cea mai centură proaspătă. Ce vorbești, domnule? Da. E aur, vis. Ce faci, Daniel? Uite, mă duc la București, la Botoșani. La Botoșani. Spre Botoșani n-ai... Da, și de la Vorona, de aici, de la... Da, n-ai autostradă, ai doar o bucățică, da. Mă rog, asfaltată. Ești singur? Singur, în mașină. Ai tras pe dreapta, e tot în regulă. Am tras pe dreapta, da, l-am dat și pe aia, ca să am scos de pe Bluetooth, am scos ca să audă bine. Excelent. Da. Îți place să te plimbi pe centură pe acolo? Nu prea mă plimb, sigur, data trecut, că rest... Eu și e ca lumea? Da, e bine. Auzi, dacă când a dat-o în folosință, v-ați dus și voi să vă plimbați pe acolo cum am făcut noi bucureștenii când s-a dat în folosință metrou? Nu, eu când am avut nevoie atunci am folosit-o. Dar mă bucur că mai s-a mai eliberat puțin Bacău, că era de bunie. Bravo. Da. Cu bine. Ce te ocupi, Dane? Eu sunt inginer de profesie, dar acum am o firmă de transport cu asta, cu transportul. Uh-huh. Aha, tare. Bravo ție. Antreprenor, adică. Da. Să zicem. Bine, da. Daniel. Păi hai. Îl ținem pe un tras pe dreapta. Da, pe banii lui. Cumva. Da. Hai să începem. Să stea pe banii noștri. O luăm de la capăt cu... 100 de euro. Așa e, Dane, 100 de euro îți dăm dacă știi să ne spui ce culoare obții dacă amesteci albastru cu roșu. Mov. Eu nu știu. Științific se cheamă cum violet. Dar e un spectru larg. Da. Se cheamă violet. Violet. Adică, dacă vorbești cu profesoara de desen, îți spune violet. Asta cum stai puțin, fizicia nu, tu nu știi asta, că amestecul culorilor? Eu știu rogvaiv. Astea? Da. Da, ăsta e spectrul de culori. Da. Dar dacă amesteci, nu știu, de culori, albastru cu galben? Galben, albastru. Verde? Bravo. Da. Albastru cu verde, da. Și mai galben cu roșu? Băi, nu le mai spune pe toate că mai portocaliu. Bravo. Poate mai... Bravo, ce să mai gata, s-a terminat, dar poți să le folosești, nu asta da, ar fi da. O problemă. Felicitări, ai 100 de euro. Bravo, Daniel. Da, dar dacă amesteci maroc cu albastru. Negru. Maroc cu albastru face negru? Da. Tu răspunzi pe principiu că poate nu e atent albastru proful. Albastru blumarin. Poate nu e atent proful și trece cu... Bravo, domnul Luca, următoarea întrebare. Da. Absolut fascinante imaginile din studio pe pagina de Facebook. Intrați acolo ca să vedeți tot tabloul, mai ales colorat acum. Da, nu suntem pe Facebook live cu imagini în studio. Fascinant, da, ce se întâmplă aici. Nici nu-ți vine să crezi. Da. Dacă știam că o să fim live pe Facebook, aduceam goașe și amestecam culori și făceam pe aici frumos. Așa. Era cu totul alt. Deci să mă anunț data viitoare când suntem live pe Facebook. Bă, rog, practic suntem de fiecare dată live pe Facebook. Da. Da. Bun. Daniele, să știi că normal, sigur, acum o să zică lumea, băi, nene, violet, ce mov. Da, da. Mov pentru da. Noi, bărbații, mov da. E violet. Asta vreau să spun. Da. Adică... E vreo diferență? Da. Între mov și violet? Da. Movul e mai deschis. Și indigo cum e? Indigo e mai spre al blămarin. E mai închis. Nu, poți să pui violet închis e indigo, violet deschis e mov, așa rău, deci. O văd eu. Luca, oprește-te, te feminizezi prea mult. Gata, am terminat. Este foarte simplă. Eu m-am interesat. Ăsta. De vedere, sunt, noi avem câteva culori și... Eu nu știu, de exemplu, niciodată n-am știut diferența între albastru și bleu. Bleu e mai deschis. Na. Serios, nu știu. Cerul e bleu. Și nu albastru e marea Egee. Okay. Au acest culoare pe tine? Și ochii iubitei. Continuăm să avem imagini fascinante din studio. Haide să mergem mai departe. Daniel, vrei să spun o altă întrebare pentru 200 de euro? Da, 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 da. Cerul e bleu. Hai, lăsați-mă pe mine cu Daniel. Și ăsta e vedeți cu cerul. Euro. Cum mă duc? Cum mă, cerul e bleu? Caută Lazio Roma pe... Ci că n-avem timp asta. Caută Lazio Roma și vezi bleu. Mi-ai dat blue screen acum, să știi. Da. Blue screen. Daniel, scuză-ne. Da, nu e problemă. Și spune-ne, te rog, ca să-ți dăm 200 de euro, în ce țară se află statul Goa? India.
Ai fost pe acolo, ai... Nu, nu, nu. Dar ne-ar plăcea. Și înainte să fi fost stat indian independent, mă rog, în India independentă, ce era Goa? Ce a fost? Nu știu, provincii britanice, știu ce au fost, nu știu. Colonie, păi au asuprit. A, portugheză. A fost capitala... Reședință de județ portugheză. A fost capitala coloniei portugheze. Coloniei portugheze. Da, 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 da. Portugheză. Da. Păi nu aveau mai mult, mă, doar atât aveau. Numai în Goa. Cum era capitala Imperiului Portughez din afara granițelor Portugaliei, o șmecherie de-asta. A avut un statut de-asta... Cu aceste imagini absolut demențiale din studioul Deșteptarea, apropo, suntem live pe pagina de Facebook, le puteți vedea. Să continuăm, zic, ai 200 de euro, dragă Daniel, poți face 4 dacă mergi mai departe. Mergem. Mergem. Bravo, Daniel. 400 de euro. Auzi că e antreprenor? A, la întrebarea asta... Mă scuzați? Daniel, câți ani ai? Nicio problemă. 54? Ah, mulți înainte. Mulți înainte. E n-am cum să te încurc. 400. Dacă erai mai tânăr cu 20 de ani, te încurcam sigur. Dar așa e greu de crezut. Daniel, spune-ne, de la ce animal provine celebra blană de Astrahan? De la oaie. Ce înseamnă experiența? Parcă am și simțit așa un pic de... Dar oaia de Astrahan dă telemea? De-a noastră? Normal, de telemea de Astrahan dă muri. Dar nu se găsește. Dar Ceaușescu avea cușmaia lui, nu era de Astrahan? Aia de se purtau atunci. Nu știu dacă era de Astrahan, dar... Era de... Merinos. Mai știi? Astrahan era. Hai că ne-a dat like și domnul Daia ne-a dat like la postarea asta. Da, să știi. Bravo, 400 de euro. Dar cum o fi gustul de oaie Astrahan? Adică oare domnul Daia mănâncă Astrahan și că nu mai avem timp? Lasă că mergem după 9, ce contează. Daniel, suntem presați de George, fantastic să... Nu de George, ci de timp. Fii atent că ești la o grămadă de bani. Timpul ești tu. Asta e momentul. 400-800. Ce alegi? 800. 800 de euro! 800 de euro. Hotărât. Și întrebarea noastră este foarte grea și cred că nici cu asta nu o să te încurcăm. Cred că azi e premiu maxim al ediției. Daniel, ai pe masă 800 de euro. Dacă știi să ne spui cine a pictat cina aceea de taină. Michelangelo. Nu, Da Vinci. Hai. Da Vinci, Da Vinci. Măi, culiță, măi, culiță. Măi, nenicule. Daniele! Bă, Tane, bă! Știi ce ai făcut? Da. Ai luat 800 de euro! Te-ai sucit bine. M-a sucit bine, nu, mi-am dat seama că e... Da, da, din emoții, da, da, știi cum e. Te-ai sucit bine și la timp. Important de cât te-ai sucit. Tăceam aici, eram mâlc, să nu dăm niciun semnal. Da. Bravo ție, ai revenit. Mersi. Și ai dat răspunsul corect. Leonardo da Vinci s-a ocupat să picteze cina aceea de taină, expusă la Milano, într-o copie. Și uite cum Daniel, care stătea pe banii lui, acum stă pe banii noștri. Da, 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 da. Ai luat 800 de euro, felicitări. Bravo, Daniel. Mersi. Și singur, și pe drum. Da. Și spre Botoșani, adică... Să-ți iei o căciulă de Astrahan de bani ăștia. Da, da. Ca să ne încadrezi. Ca să ne ții minte. Mă încadrez, mă. Felicitări, bravo! Bravo, Daniel! Ne-a făcut plăcere! Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.